Salutare și bine ați venit la un nou meci. Astăzi avem ultima etapă din Champions League cu echipa asta M Funchal, presupun că e chiar nu știu de la ce vine măul respectiv. Noi pe locul 2 în această grupă de serie să câștigăm ca să mergem mai departe și am zis să filmez totuși episodul ăsta, fiindcă n-am mai jucat cred că niciodată cu echipa asta pe clip, cel puțin. Joacă un 4-5-1. Noi jucăm 4-4-2 nostru pentru toate zilele și începe meciul. Nu uitați să vă abonați la canal și să dați like acestui videoclip dacă vreți să mai postăm pe canal. Gardoș. Cred că Andone era în offside acolo, da. Jucătorii noștri, dacă n-ar exista offside-ul, ar fi golgheterii. În joc mă refer. Un echipament destul de interesant au de la Funchal. Dacă îi pronunț numele greșit, asta este. Chiar nu e cu intenție. O primă ocazie periculoasă a lor. Deci au avut o ocazie mai bună față de a noastră. Deci ei au atacat primii poarta, cum ar veni. Yanis Hagi se întoarce, îl găsește acolo pe Gardoș. Torje, deposedat pe... Da, deposedat. Am crezut că va recupera după ce aminge. Yanis Hagi recuperează, pasă bună dată către Bogdan Stancu. Bogdan Stancu este depozat acolo foarte ușor de Bebeto. Cam ușor acolo, nu prea a avut viteză. Bogdan Stancu, din nou Bogdan Stancu la balon. Bogdan Stancu, am vrut să dau să șutez cu el, să mai deschid puțin unghiul, dar a intervenit foarte bine jucătorul celor de la Funchal. Poate iar Bebeto, iar apără portarul, adică e prima oară când apără portarul, iar greșește ăsta, Stancu poate. Răzvan Marin din nou către Bogdan Stancu, Bogdan Stancu acolo este puțin împins de jucătorii de la Funchal. Gabriel Torje intră în cario doar că nu reușește să mai înainteze puțin. Văd că se apără foarte bine cei de la Funchal. Yanis Hagi, vom încerca un șut din afara careului. A fost un șut de antrenament pentru portarul Lima. Așa îl cheamă pe portar. Ia să-l vedem. Pasă bună dată aici către Florin Andone. Florin Andone, bă, dar ce jucător are ăsta de așa vitezoman? Yanis Hagi. Nu reușește să ajungă la minge. Costa. Au două stele și aleargă mai repede decât ăștia noștri. Grigore acolo, aproape să facă o greșeală. Să scape mingea, Gabriel Torje pornit acolo în bandă foarte bine, ajunge la balon și scoatem un out. Mai sunt 7 minute până la pauză. Merge asta, da, merge foarte bine. Ovidiu Hoban. Vom încerca o centrare în careu. Mai că a dat-o în careu Ovidiu Hoban. Tot la noi e mingea, Bogdan Stancu, Yanis Hagi nu ajunge la balon. Valente. Mă, dar ăsta are nume cunoscut, Valente. Dischi jucător la Dinamo. Începe și a doua repriză, iese Bessa, intră Picueti la Funchal. Chiar o echipă bună a celor de la Funchal. Chiar nu știu de ce am subestimat înaintea meciului. Cine știe, poate prima repriză a jucat mai bine, dar acum vor... Cum nu ieși să minge înainte să... Mă rog. Greșeala noastră, greșeala mea, mai bine zis. Picueti, noul intrat de pe bancă. Pasează către, nu știu cine a fost acolo, Valente. Valente s-a sulat, asta cred că e jucătorul la Dinamo sau ceva, că prea nume cunoscut are. Picueti, cea mai mare ocazie din acest meci al echipei sale. Valente, nu, eu cred că 100% Valente e ceva jucător care joacă cel puțin în România. Trebuie să dați acolo în comentarii dacă știți mai bine. Are nume prea cunoscut. Bebeto. Asta n-are nume cunoscut, dar are un nume mai amuzant, așa. Slab, chiar nu știu de ce. Astăzi filmez luni, totul îmi vedeți clipul ăsta, deci am zis să aveți clipul după aceea. Săriți în cap? Nu, glumesc. Dar am zis că dacă nu filmez acum la 12, e 12 ziua acasă. Cred că de asta nu jucăm noi bine, că nu filmăm noaptea. Picueti. Întoarce către Bebeto. Picueti, Bebeto și ăla Valente. Iau-te-l. Sunt cei care au dat cele mai multe pase. Cred că Valente din nou.
nu s-a înțeles cu echipierul său, se vede că Valente e mult mai bun decât colegă său. Op, ne întoarcem aici, ne-am complicat treaba și este un foul de cartonaș galben. Da. A dat cartonaș galben din părți, domnul arbitru. Gabriel Torje nu ajunge la această minge și pot pleca pe contraatacții de la Funchal, din nou Valente. Către Picuieti. Pasă către Corona și Marquez. Nu cred că ne scot așa din Champions League. Nu vine să cred că nu suntem așa de slabi. Dacă ne bate și Funchal ăștia. Vai de capul nostru suntem. No, eu nu știu de ce nu alergă jucătorii mei. Adică voi ați văzut că efectiv este de la Funchal de viteză decât jucătorii noștri. Mă rog, aici Pintili l-a luat. Dar la începutul meciului ați văzut acolo Bogdan Sancu n-a avut viteză să treacă de un jucător. Totuși. Ia să le dăm aici pe Florin Andone. Florin Andone, Florin Andone. Ce să facă Florin Andone? Că n-are cu cine pasa, firar să fie. Și cred că asta a fost. Andone. Îl caută pe Bogdan Stancu și facem 1-1. Mare bulanț am avut la această fază și nu știu dacă cu 1-1 merge mai departe. Chiar nu știu, vom vedea și noi acum. O să trăim în același timp. Picuieti, omul intrat la pauză, iese omul meciului. Și mergem mai departe cu Granada. Funchal doar pe locul 4. Adică cum a jucat cu noi, eu zic că putea să bată orice echipă, după părerea mea. Granada ne-a ajutat ca a bătut Lisabona. Și noi mergem mai departe de pe locul 2. Fai de capul nostru. Avem meci cu Barcelona, meciul următor. Cred că ne dă Barcelona cu terenul cap la cum am jucat astăzi. Cam asta a fost și clipul de astăzi. Până pe data viitoare, toate cele bune, pa, pa!